Proiectul acesta are un istoric mai vechi, de vreo 7-8 ani de zile. Fosta doamnă director, Carmen Andronache, a fost cea care l-a inițiat prin 2014-2015 și atunci a avut loc prima ediție. Am vrut să-l reluăm prin 2019-2020, dar a venit pandemia și atunci am renunțat la idee și în momentul în care s-a încheiat perioada pandemiei și restricțiile, ne-am hotărât să reluăm această inițiativă foarte interesantă, aceea de a aduce în fața elevilor noștri specialiști, profesioniști din domenii de activitate foarte diverse, astfel încât ai noștri elevi să-și lărgească orizontul cunoașterii despre caracteristici ale profesiilor către care vor să se îndrepte atunci când vor deveni adulți, pentru că ei sunt în faza, în perioada în care analizează, în care studiază. Își caută repere. Exact, își caută repere în așa fel încât să-și construiască o viitoare carieră profesională. Tocmai din acest motiv a fost și intitulată Repere pentru Viață, în ideea de a își găsi astfel de repere în persoanele, personalitățile pe care noi le aducem în fața lor. Sunt elevi care deja au conturat opțiunea de carieră și atunci și-au ales invitați în același domeniu profesional pentru a-și dezvolta cât mai mult informațiile pe care le dețin din domeniul respectiv, sau elevi care sunt în faza de căutare și atunci și-au ales să participe la activități susținute de invitați cu profesii diferite. Da? Acesta a fost conceptul, aceasta a fost ideea. O idee care a fost apreciată la nivel național, m-ați primit un premiu pentru această activitate. Da, Ministerul a organizat un fel de concurs de proiecte, de activități din care s-au desfășurat în perioada școală altfel, pe 10 categorii sau domenii de activități. La nivelul județului Suceava am câștigat titlul de laureat pe segmentul consiliere și orientare și, așa cum spunea și doamna inspector Tatiana Vântur, din cele 10 activități care au câștigat acest titlu la nivelul județului Suceava, două au fost laureate și la nivel național, unul din cele două fiind proiectul pe care noi l-am realizat. Deci, practic, la acest, pe acest segment de consiliere și orientare, activitatea pe care noi am desfășurat-o anul trecut a fost considerată cea mai bună din țară și, evident, sperăm că și anul acesta să avem același succes cu activitatea pe care o derulăm. Toată lumea a avut cu siguranță ceva de câștigat de la această activitate, dar poate cel mai mult elevii Colegiului Rădăuțean, aproape 900 la număr. Mi se par foarte folositoare în viitorul nostru ca oameni și sperăm să ne ajute în a crea o lume mai bună în viitor. Cu cine v-ați întâlnit azi? Cu doamna Horodincă Mihaela și... Ce profesie? Acesta este antreprenor și ne-a ajutat pentru a avea un leadership mai bun. Tu ce ai învățat de la întâlnirea voastră de azi? Am învățat că este important să-ți gestionezi emoțiile și să ai grijă cum te comporți cu ceilalți de jurul tău, pentru viitorul tău și pentru viitorul celorlalți. M-a ajutat să vă alegeți viitoarea carieră, poate? Sincer, foarte mult. Mi se par foarte folositoare aceste activități de la Hurmuzaki. Și sperăm că și elevii și ceilalți elevi, colegii noștri, au învățat același lucru. Ce carieră îți vei alege tu? Probabil ceva în medicină, dar mi-ar plăcea și să scriu cărți în viitorul apropiat. Tu spre ce carieră optezi? Probabil management, manager sau interviewer, nu știu, ceva, reporter. Ai lipsit la întâlnirea cu mine. Ar trebui să... Ce mai întreba? Eu fi reporter TV. Dacă știrile sunt interesante. Întotdeauna știrile sunt interesante, important e să știi și să le faci interesante atunci când ele poate nu sunt pentru unii. Da, mulțumesc. Și adevărat. O experiență unică. Sper că la anul o să se mai facă, chiar dacă nu o să mai fiu aici. O să, poate o să fii tu invitat cândva. Probabil, vedem. Pe ce carieră te îndrepți? Poliție. La poliție mă duc. Nu știu unde mai exact, dar oriunde în nișă. A fost cineva care te-a inspirat să-ți alegi cariera asta? Păi, nu, fiindcă în general îmi place să fac foarte mult sport și... Îmi place să fac ordine și mi-a venit indirect. Ai reușit să te întâlnești cu un polițist în activitățile astea de la voi, de la liceu? Din păcate nu am apucat, s-au ocupat toate, dar... Dar ce l-ai întrebat? Am avut de unde să aleg. Ce l-ai întrebat pe un polițist dacă l-ai întâlnit?
Cât de greu i-a fost la început? Cine te-ai mai întâlnit în afară de jurnalistul TV de la Intermedia? În prima oră am fost la singura președintă din rugby. Gabriela Popescu. Gabriela Popescu, așa. Și cum ți s-a părut? A fost super frumos. Sincer, chiar îmi place că... Chiar, da. Chiar îți place că, o femeie se ocupă de rugby? Da, îmi place. Nu vezi în fiecare zi așa ceva. De cealaltă parte, invitații au găsit activitatea ca fiind probabil cea mai reușită din categoria celor de orientare școlară. S-au bucurat de interesul cu care au fost primiți și că au putut să arate că oamenii nu se deosebesc atât prin ceea ce zic, cât prin ceea ce fac. O inițiativă lăudabilă, iar copiii cu care am interacționat au fost efectiv copleșitori. Eu am vorbit despre viitoarele meserii, despre vocație, despre modul în care își găsesc talentul și faptul că meseria pe care o aleg este pentru o viață. Și finalul a fost așa. Dacă îți alegi o meserie și o faci bine, trebuie să te gândești că ar trebui să o faci pentru un împărat. Pentru că împăratul, atunci când este bolnav, va alege cel mai bun medic. Atunci când își va educa proprii copii, va alege cei mai buni profesori. Și atunci când va trebui să călătorească, cel mai bun pilot și așa mai departe. Deci pentru orice meserie trebuie să ne pregătim pentru a o profesa pentru împărați. Care a fost cea mai faină întrebare pe care ați primit-o? Cea mai faină întrebare pe care am primit-o a fost ce să aleg, pentru că eu știu că sunt bun la mai multe lucruri. Și răspunsul care a fost? Răspunsul a fost că trebuie să-și pună la rândul lor alte întrebări, și anume, care sunt abilitățile, ce știe, pe care știe că le are, ce știe despre el, ce spun alții din familie despre el și pe urmă să se întrebe care sunt piedicile atât de mari pe care le-ar găsi în momentul în care alege o anume meserie și după aceea să-și mai răspundă la o întrebare și anume în ce mod le-ar putea surclasa. Cred că este una dintre cele mai bune activități care are loc în mediul preuniversitar de orientare în carieră pentru elevi, viitori studenți sau cine știe, oameni de carieră. Sunt pentru prima dată la acest eveniment și sper ca elevii Colegiului Național Eudoxiu Hurmuzache să vadă prezentarea mea despre viitorul alimentației, una interesantă, și în viitor să fie studenți ai Facultății de Inginerie Alimentară. Proiectul Repere pentru Viață a fost coordonat de conducerea colegiului, profesor dr. Adrian Nicolae Puiu, director, profesor doctorand Luminița Mirela Lăzărescu, director adjunct, profesor Miriam Leon Postolache, consilier educativ, și organizat cu sprijinul tuturor cadrelor didactice care activează în prestigioasa unitate de învățământ din Rădăuți.